Bună ziua, facem astăzi un care nu e prea cunoscută la noi. Este orez cu carne și cu mazăre. O să avem nevoie de puțină ceapă, de morcovi, o să avem nevoie și de migdale și, bineînțeles, de foi de baclava. Pentru început o să ne prăjim carne. N-am pus nimic pe carne. Asta o carne fără grăsime multă. Și lasă așa până se duce apa asta de pe carne. Acum o să pun ceapa. Orezul în apă fiartă, l-am pus la muiat. Trebuie să stea așa o jumătate de oră și cu puțină sare. Deci în apă foarte, foarte fierbinte, clocotită. Aici am mazăre de la congelator. Am scurs-o puțin. O să tăiem morcovii cubulețe și ceapa mărunt. O să punem și ciuperci, se poate și proaspete, nu am. Se poate pune ceapa. Lăsăm așa puțin. O să punem peste vreo 5 de morcovi și sare. Și morcovi. Las așa. O să pun și puțină, foarte puțină. Un 50 de mililitri de apă. Și la copt până se fac tot. Da, și pun sare. Punem sare și punem și piper. Știm că este gata când este aproape făcut morcovul. O să pun mazăre. Și pun și ciupercile. Le putem spăla. Un strop de apă, le amestecăm. Lăsăm 3-4 minute să ia gustul una de la cealaltă. După 3 minute, acum o să pun orezul. Puteți să faceți și separat. Eu de data asta o să-l fac împreună. Orezul spălat, bine și scurs, o să-l pun. Și o să-l amestec cu las un minut. Acum o să pun peste el apă. Punem un pahar de apă. Mai putem pune încă un sfert. Se vede cât am pus apă, deci nu am pus pe mult. Cât să acopăr tot și nu mai mult ca să nu iasă. Zdrobit. Acum las la foc mare 2-3 minute și pe urmă îl dau la foc mic. O să pun o linguriță de unt. O să pun condimente care le găsiți la magazine arbești. Potrivim de sare și punem și piper. Cantitățile vi le scriu sub video. Orezul este aproape gata, l-am descoperit să scap de toți aburii. Aful nostru este gata. O să scot într-un vas să se răcească. Și pe urmă continuăm cu el și îl facem uzi. Aceasta este rețeta noastră, uzi. Dacă mâncați așa și este foarte gustos, dar noi astăzi facem uzi, o mâncare tradițională din Damasc. Acolo am învățat rețeta și pentru că este fantastic de bună, am învățat-o și să fac și eu. Lăsăm să răcească. Până se răcește, eu o să încă lucrez la migdale, le descojesc. În apă fierbinte am pus migdalele și atunci se descoșesc foarte ușor. Le descoșesc toate. Pe urmă, o să le deschid pe jumate cu un cuțit, o să mă ajut. Și le prăjesc puțin. Prăjim migdalele. Trebuie amestecate în continuu să nu se ardă. Să folosiți ulei, eu folosesc altceva, o să vă arăt ce folosesc.
mai bun decât untul. Puteți folosi și unt mai indicat uleiul. Și până în continuu să nu se ardă. Cam așa trebuie să arate. Acum o să le scot repede. De o parcurioră. Punem mandalele. Și amestecăm. S-a răcit de orezul. Și acum ne apucăm de uzi. Din pilaf facem uzi. Aici foi de baclava. Să pun o farfurie și văd ce dimensiune o să am nevoie și acum o să tai. Care nu le folosesc, le acopăr cu un prosop umed să nu se usuce. Iau o folie de baclava, să iau două pentru că, nu știu, se rup tare. Și o să fac o formă aici în farfurie. Song cu untul care, în care am prăjit. Dar nu e multe, e un fel de ulei. Song și mai pun încă un strat. Și iarăși îmi dau o formă. Trebuie farfurioară. Iarăși ung. O să umplu. Fac, nivelez și acum o să-l închid. Îndoind colțurile. Pot între ele să și un puțin. Am închis complet. O să lung și deasupra și se poate pune în tavă. Întorc așa și îl pun în tavă. Iar și o să lung unt. Vă arăt ce folosesc în unt de unt. Este un ulei hidrogenat. N-are deloc apă, de asta îl folosesc mai bun ca untul pentru că n-are apă. Îl face și mai mici. Am uns foaia și am pus-o direct. Cu grijă dau forma paharului sau cănii și pun încă trei straturi și un între ele. Am al doilea strat, urmă al treilea. Continuăm așa până termin pe tot. Mai arăt cu metodă. Am mers. Și cum am spus, punem 3 foi. Iar ungem puțin, am plină de ulei pe mână. Punem și a 3-a foie. Am presat în cană. Și acum pun peste foie. Sper să se vadă. Așa. Și acum îl învelesc. Și asta e altă metodă. Am altă metodă. Am stins 3 foi, le-am unt și am pus cu o formă în care am presat. Și acum le îndoiesc. Și a ieșit urâtă. Și acum am ajut de un pahar. Da. Și când o să scot din pahar, o să fie de formă frumoasă. O să le ung bine toate. Și le dau la cuptor la 200 de grade și am grijă să nu se arde.
Uităm să ungem și pe părți. Partea de jos a prăjit bine și am ridicat sus partea de sus a cuptorului și am stins partea de jos. Sunt gata, am stat jumătate de oră la cuptor. Este gata rețeta noastră de uzi. Arată. Se desenește cu tzatziki, cu salată, de care doriți. Cu ayran. O să tai una să vedeți cum arată. Să vedem. Așa este. Sunt foarte gustoase. O să scriu tot ce am folosit sub video. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!